Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela, cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare pentru noiembrie 2020. Etalare destul de provocatoare, rămâne de văzut ce cărți vor apare în continuare, pentru că au venit niște mesaje destul de intense. Din seria mesajelor de la Înger, ați primit în inima materiei și dați-vă o șansă la dragoste, dați-vă șansa la dragoste. Asta nu se face ușor, evident, mai ales după ce ați trecut prin niște emoții foarte intense și foarte negative. Nu este ușor de făcut până nu vă vindecați, altfel întâlniți tot timpul situații, vă zic din experiență, situații care vă vor răni și vă vor dezamăgi. Dați-vă timp la vindecare. Și până să vă vindecați, dați-vă timp. Dați-vă vouă timp să vă iubiți voi pe voi, să vă alintați, să vă oferiți cele mai bune lucruri, cele mai de calitate, eu știu, mâncăruri, hrana potrivită pentru creșterea voastră spirituală și pentru vindecarea voastră. Să vă oferiți momente plăcute, filme bune, muzică bună, poezie, cărți bune. Dați-vă timp să citiți și să vă bucurați de voi, să vă bucurați de un masaj bun. Dați-vă timp, dați-vă șansa la dragoste. Repet, dragoste față de voi, ca apoi să vină acea adevărată dragoste pe care o așteptați și voi, așa cum o aștept și eu și mulți alții. Lucrurile sunt mult mai profunde. Asta înseamnă că ceea ce vedeți nu este totul în legătură cu o persoană, cu o situație, clar. Dați-vă un moment ca să înțelegeți cât de cât situația prin care ați trecut, de ce ați fost dezamăgiți, de ce anumiți oameni v-au tratat într-un anume fel, probabil că erau imaturi, probabil aveau diferite chestii, da? Lucrurile nu sunt doar așa cum le vedem. Dacă cineva ne arată o față zâmbitoare, amabilă, nu este obligatoriu să fie așa tot timpul. Persoana respectivă poate să aibă și traume, ca și voi, ca toți, de fapt. Oricum, în această situație care este foarte profundă și neplăcută la nivel planetar, nu doar în viața voastră personală, există îngeri în jurul nostru, există un înger, măcar un înger protector toți aveți. Încercați să vă conectați la el și dați-vă timp, prin acea take a chance on love, dați-vă timp și la somn. Pentru că știu mulți raci care nu se odihnesc suficient de bine, asta pentru că aveți planetele într-un anume fel, dacă ar fi să interpretez astrologic din punct de vedere vedic, dar știu mulți raci sau cei cu planete în semnul racului, Venus, Lună, care nu se odihnesc suficient de bine și din cauza asta pierd conexiunea cu îngerii, cu divinitatea, exact ceea ce aveți nevoie ca să ieșiți din energia aceasta negativă. Din alte mesaje au venit. În primul rând, emoții pe care le-ați mai văzut la un moment dat, la o alegere, la o etalare la alegere. Emoțiile acestea. Trebuie să depășiți niște emoții negative, niște stări în care eventual ați fost oprimați unii dintre voi sau, nu toți, evident, dar unii sigur, în general cei care au lună în rac, au tendința să atragă anumite situații și din punct de vedere karmic. Încercați și ieșiți din această energie negativă, eventual cineva v-a vorbit într-un anume fel sau nu v-a vorbit deloc, sau tăcerea cuiva, sau neînțelegerile dintre voi și altcineva a creat această stare de disconfort, de durere. Însă, încercați și ridicați-vă deasupra situației. Încercați și ridicați-vă deasupra situației pentru că aveți potențial de creștere. Aveți un înger, cum am zis mai devreme, aveți un înger care vă protejează. Și că sunteți voi aici în care învățați, o situație în care învățați să o tratați, să o alchimizați, poate să fie, că este îngerul vostru care vă oferă o variantă de vindecare, o hrană. Ah, interesant. Pentru că e nouă de monede, nouă de monede ține de semnul pământului, de semnul fecioarei, în mod special. Probabil că trebuie să explorați. Ah, da, ca să vă vindecați emoțional,
trebuie să abordați și o anume dietă în viața de zi cu zi. Da, știu că sună ciudat, dar dietele ne vindecă trupul și trupul sănătos ne vindecă de emoțiile negative, da? De fapt, emoțiile negative creează probleme în trupul nostru. Da, există o legătură. Dacă nu este îngerul vostru, poate să fie un prieten, o prietenă, cineva care vă oferă o mână de ajutor, o soluție, o variantă în care puteți să vă transformați viața. E un fluture aici, da? Evident că nu vi-l oferă pe tavă acest fluture, nu vă pune să-l mâncați, nu mâncați fluturii că sunt prea frumoși, însă încercați să vedeți povestea lor, vedeți cum vă transformați și voi într-o variantă frumoasă, strălucitoare, da? 8 de monede aveți aici și 3 de spade, dezamăgire, cineva v-a dorit desire, cineva v-a dorit obsedant și v-a lăsat așa cu un gust amar, posibil la locul de muncă. 8 de monede înseamnă locul de muncă, printre altele. Și se pare că a apărut și în alt context, o să vedem mai târziu. Însă, trecând peste acest mesaj, ca să vă vindecați 3 de spade, încercați să vă cunoașteți, da? Să vă conectați la îngeri, la alte energii, da? Și să abordați lucrurile dintr-o altă perspectivă, cu înțelepciune, cu răbdare. Și atunci, 8 înseamnă transformare. Vă puteți transforma într-o variantă mult mai stabilă a voastră. Pentru unii, posibil, un semn de pământ v-a dezamăgit, cel puțin unul, da? Cel puțin unul, dar nu obligatoriu. Acum, cu fi semnul de pământ dezamăgit de voi, iar poate să varieze, dar știți cum e, că întotdeauna dăm vina pe celălalt sau pur și simplu poate amândoi sunt vinovați sau pur și simplu nu v-ați potrivit și gata. Și gata. Sau n-a fost momentul, poate că vă potriviți, dar n-a fost momentul pentru că n-ați fost vindecați ori unul, ori celălalt de aceste emoții negative. Unul dintre voi clar trebuie să abordeze o dietă specială. Eventual să renunțe la un stil de alimentație, la băutură, la prăjituri, la diferite chestii. Știu că teoretic n-ar trebui să creeze nimic negativ prăjiturile, dar știți, în timp lucrurile gustoase devin tentante și toxice în timp. E o situație neplăcută prin care treceți, clar. Dar cu acest nou de monede văd că vă puteți vindeca și 8 de monede iar puteți să munciți să vă transformați starea, situația prin care treceți. Din seria cărților pe care o să o folosesc a venit magicianul pentru unii gemeni, pentru alții taur. Pentru unii simțiți că un taur v-a manipulat, poate taurul simte că i-ați manipulat, iar poate să varieze. Poate un geamăn pentru alții. Un conflict. Conflicte, bârfe, prieteni care influențează într-un fel sau altul, s-a influențat, ia uite, și fugăciosul, mincinosul, strategul, niște situații neplăcute. Da? Dezamăgire. Eu nu spun cine exact, pentru că fiecare are varianta lui. Eu citesc cărțile așa că dacă cumva, dacă ceva nu vă convine, încercați să înțelegeți că încerc să fiu de partea celor cărora le fac etalarea. La etalarea voastră o să fiu de partea voastră, cei care ați avut de-a face cu racii. Ia uite, 6 de spade, depărtați-vă de energia negativă, mergeți către soare, către lumină. Rac, soare, lună, Venus, ascendentul lunar în rac. Știu că de mult timp tot citesc așa, poate vreți, rămâne să vedem ce apare. 4 de spade. Uf, 9 de spade. Mai, cu ce energie. Eremitul. 7 de bâte. Mamă, 5 de spade. 6 de cupe. Frumos. Asul de monede. Valetul de monede. 9 de monede. Interesant. N-aveți încredere în voi. 8 de bâte, cavalerul de cupe, vindecătorul și 10 de cupe. Cineva vine să vă vindece, să vă oferă o variantă. Da. La capătul să iau.
Iau-te-l, iau-te, gemeni toată ziua, gemeni sau semn de aer, iar nu contează, cineva cu marcaj, cu mercur, un mercur într-un anume aspect, va transforma, dar încheiați povestea asta cu acest personaj, nu zic musai gemeni, sărace gemeni, cu personajul care v-a manipulat, care v-a păcălit. Încercați să manifestați altceva. Vreți să manifestați ceva nou. Pentru că trebuie să puneți capăt. Ați așteptat eventual un semn de pământ față de care ați simțit multă dragoste, 7 de monede. Ați așteptat, iar ați pus capăt. Apoi a venit un alt personaj care v-a manipulat și acesta. De-aia zic, până nu vă vindecați de energiile acestea, emoții din copilărie sunt traume care atrag situații neplăcute în parteneriate. Până nu le vindecați, nu iese. Dar, central, încercați să vă echilibrați mental, să vă vindecați. Este eremit în varianta mică, aici este varianta mare. Știți că sunteți într-o călătorie spirituală, știți că toate deja sunt lecții spirituale, știți că ați început această călătorie și trebuie să mergeți mai departe, că vă place, că nu vă place, că v-ați trădat, că v-au trădat, că v-au rănit, trebuie să mergeți mai departe, să vă găsiți lumina interioară. Lumina e aici. Un înger vă arată, cineva, un prieten, un consilier, cavalerul de cupe care vine aici, vă arată lumina într-un fel sau altul. În condițiile în care ați fost extrem de trădați, de durerați, poate ați fost și bolnavi, trădați de multe persoane, nu doar de o singură persoană. Dar provocarea este, mai permiteți să se mai înfigă sălbii în voi, sau treceți la vindecare. Vă creați un scut în fața acestor săbii. Și vindecarea înseamnă sau după vindecare, înseamnă să exprimați experiențele prin care ați trecut la un moment dat. În ultima vreme, 7 de bute, cineva cu un marcaj în semn de foc, într-un fel sau altul, un personaj foarte focos, pasional, a încercat să vă cucerească, dar văd că în prezent sunteți total dezamăgiți. Total dezamăgiți. Central. Eventual încercați, da, posibil că după toate rănile astea, pentru unii ați devenit și foarte defensivi. Și pentru că deveniți defensivi, atrageți doar anumite tipologii de oameni. În prezent aveți 6 de cupe. Aveți un personaj, nu neapărat semn de apă, alt semn de apă. E un personaj cu care voi relaționați foarte bine, rezonați bine emoțional. Păi, o prietenie frumoasă. Poate să fie și o dragoste pe care o aveți din copilărie, din tinerețe, dintr-o altă viață, dar poate să fie și o prietenie, da? Este și cartea fostului fostei. Un fost, o fostă cu care comunicați vă mai alină sufletelul, să zicem. Asta în cazul în care nu este ce am zis mai devreme. Însă în viitor, în continuare, apar niște conflicte, niște gelozii, niște argumente cu probabil personajul care v-a rănit, revine într-un fel sau altul. Sper să nu le dați apă la moară și să alegeți calea înțeleaptă, vindecarea. Vindecarea. Fără strategii mentale, fără jocuri, lăsați-i pe ei în pace. Sfatul este să vă concentrați pe stabilitatea voastră, să luați o oportunitate să o duceți mai departe. Aveți un semn de pământ și în poziția fricilor, 9 de monede, și în poziția sfatului și influenței exterioare, poate sunt 2 semne, poate sunt 3 semne, iar poate să varieze. Însă, trecând peste acest aspect, sfatul este să luați o oportunitate. Eu știu ce oportunitate, vreau să-mi povestiți voi, și să o duceți mai departe, să oferiți cuiva un dar sau să primiți un dar dacă vi se oferă, că există influență exterioară, posibil cineva să vină cu o ofertă, cineva care vă vede, nu neapărat semn de pământ, este un personaj, pentru unii poate să fie, e un personaj care vă vede ca niște persoane excepționale, de valoare, prețioase, care vă studiază și ar dori să vă ofere ceva. Acest ceva variază. Poate să fie și o discuție la telefon, pentru că, da, nu e discuție, dar
e un obiect și obiectul ăsta poate să fie telefon și valeții aduc mesaje. Deci, dacă acest mesaj, această discuție, această ofertă vă este făcută, primiți-o. În poziția sfatului, primiți-o și încercați să o duceți mai departe, pas cu pas. În poziția fricilor aveți 9 de monede. Probabil că unele, Doamne, în mod special, vă este teamă că nu vă puteți bucura de independența voastră, de frumusețea voastră, că sunteți prea mulți timp singure. O, da. Poziția fricilor v-a sătura de singurătate, unii raci. Da, unii raci v-a sătura de singurătate în poziția fricilor. Da, sunteți ok cu voi. Dar totuși tot mai frumos e cu cineva, nu? Tot mai frumos e cu cineva. Iar comunicare, o comunicare cu cineva, dar uite că degeaba comunicați, că nu se leagă. Ce trebuie să se lege? Aici, în poziția fricilor, cât timp mai stați voi singurei și singurele? Sunteți frumoși, aveți reușite, sunteți apreciați de public, de prieteni, de colegii de la locul de muncă și apreciați și invidiați. Da? Însă, cât timp mai stați singuri? Deși în prezent aveți pe cineva cu care ați vrea să comunicați, simțiți că vă simțiți foarte apropiați unii de ceilalți. Dar e aici o mare greutate, o mare problemă. E o lecție spirituală veche, la rădăcina acestui pom. Interesant că apare să nu fecioare și aveți aici fecioară iar în poziția fricilor pentru unii. Și iar apare nou, același 9 de monede, da? Și revin, trecând peste semne și alte, vorbim de casa a șasea a fecioare. Ce înseamnă casa a șasea? Înseamnă alimentație, înseamnă tabieturile voastre de zi cu zi, programul vostru de zi cu zi, cât investiți în voi, în job, în casă, în aia, în familie, în proiecte, da? Cum vă gestionați voi timpul, în așa fel încât să vă păstrați sănătoși. Altfel, dacă nu vă gestionați bine, nu vă păstrați sănătoși și vă dezechilibrați emoțional. Și emoțiile negative vă afectează viața de zi cu zi, viața profesională, viața, sănătatea. Aici este. O problemă a sănătății vă este teamă. Mai ales că aveți aici totuși o carte care exprimă boală, durere. Două cărți care exprimă boală. Probabil că unii ați fost și bolnavi. Vă gândiți, când o să mă ridic în picioare, când o să mă bucur de viață, în condițiile în care unii dintre voi chiar ați fost bolnavi. Da. Când o să mă pot bucura de culorile mele, culorile vieții mele. Pentru că acum sunteți foarte sumbri. Ce vă doriți? Vă doriți să mergeți mai departe? 8 de bâte. Vreți să călătoriți eventual către cineva? Vreți să veniți acasă eventual? Vreți să comunicați dacă nu puteți să călătoriți? Dar să comunicați pasional, interesant, creativ. Să transformați ceva în viața voastră prin această comunicare. Că văd și o comunicare aici, da? Pentru că până acum a stat într-o energie foarte negativă și comunicarea cu acei oameni v-a adus numai suferință. Și avem aici o spadă. Spada înseamnă comunicare. Felul în care comunicați cu unii și cu alții, materializați emoții negative sau emoții pozitive. Finalul, ce reușiți? Cavalerul de cupe. Totuși, s-ar putea să încercați să comunicați, dacă sunteți voi, zic dacă, pentru că variază, sunteți de multe generații, de multe hărți natale, da? Din multe tradiții, diferite familii, așa că variază mesajul. Vreți să comunicați, dacă voi vreți să comunicați, comunicați și emoțional și pasional și creați măcar acest vis, într-o formă sau alta, care ar putea visul acesta să vă vindece. Dar mare grijă să nu rămână doar la nivelul de vis. Pentru că, da, vă puteți bucura la maxim, dar 10 de cupe nu este ceva de durată. Este o idee, este un curcubeu care nu poate fi atins cu mâna, da?
Poate fi simțit, poate fi vizualizat, nu poate fi atins cu mâna, nu poate fi simțit. Să nu intrați prea mult în iluzii. Dacă vine cineva, dacă vreți să vă duceți către cineva, al semn de apă pentru unii, dar nu obligatoriu, cineva care vă bucură, se poate crea ceva frumos spre sfârșitul perioadei, dar mare grijă să nu vă creați iluzii, pentru că aveți totuși, da? 6 de cupe, cavalerul de cupe, 10 de cupe, multe emoții. Mare grijă totuși să și materializați în această poveste sau ca să nu mai fiți răniți iar. Înțelegeți? Nici nu puteți să fiți foarte defensiv, trebuie să vă dați șansa, take a chance on love, cum am zis mai devreme, să vă dați șansa la dragoste, dați-vă șansa la dragoste, dar vedeți și cum o materializați, cum o manifestați, pentru că bâtele manifestă și aici apar 8 bâte, 8 înseamnă transformare, casa scorpionului. Dacă este un vis frumos pe care vreți să-l trăiți, gândiți-vă. Sfatul este, încercați să-l puneți în practică, într-o formă sau alta. Aici este sfatul. Visul ăsta să-l transformați într-o relație de lungă durată, într-un job de lungă durată, într-un hobby de lungă durată, într-o afacere de lungă durată. Da? Ia uite. Altfel, reveniți iar la lacrimi. Da, vă puteți... Lala... Vă puteți vindeca de lacrimile pe care le-ați strâns până acum. Prin acest, că știți cui pe cui se scoate, da? Când vrem să nu mai plângem, tot în lumea viselor ne aruncăm. Dar mare grijă să nu ne întoarcem iar acolo. Trebuie să alegeți. Să vă creați o nouă lume. Să ieșiți din sărăcie și din probleme. Trebuie să alegeți, clar. Eventual, cineva va trebui să vă aleagă pe voi sau pe altcineva. Nu știu de ce o leacă cam tristă etalarea la raci, iar în timp ce am amestecat cărțile a vrut să se arată luna. Luna, semnul racului, da? Al peștilor sau al scorpionului. Însă, că tot e lună plină, încă mai un pic de lună plină, da? Semnul racului aici. Sunteți voi. Voi ați fost undeva între două relații. Oricineva v-a pus, oricineva a mai avut o relație afară de relația cu voi, ori voi ați mai avut pe altcineva. Evident că poate să varieze. Și într-una din relații v-ați păcălit. Într-una din relații v-ați păcălit. Ați încercat să reflectați acest vis și visul ăsta s-a întors oarecum împotriva voastră. Sau ei, evident. Unde a mai apărut? A mai apărut luna și la Taur. Da, interesant. Asta a apărut în timp ce am amestecat. Iar 8 de monede, despre care am mai vorbit, 8 de monede și 8 de cupe. Undeva la locul de muncă, posibil, o situație, cineva a încercat să se dea la voi, da? A încercat să se dea la voi, așa se zice în românește, da? Și totuși, doamna era mai mult preocupată de cu totul altceva. Sper că v-ați preocupat, interesant că iar vă ocupă. Sper din tot sufletul să vă preocupați de sănătatea voastră, de ceaiurile voastre, de alimentația voastră, de dietă. Da. A fost o ofertă destul de pasională, să zic, oarecum chiar agresivă pentru unii și totuși doamna a reușit să o refuze. E bine, dacă v-ați detașat de această situație, este bine. Ați avut de-a face unii cu un berbec, cu un taur, împăratul. Un personaj sau orice alt personaj, un personaj care a vrut să-și impună ritmul, stilul. A vrut să controleze situația. Probabil că vrea să renască ceva, dar pentru asta este nevoie de multă luptă, trebuie să vă abțineți, rămâne de văzut. Hai să mai vedem. Răcușor și răculițe? Răculițe. Răcușoare. Răcușoare. Up! Cavalerul de monede. Valetul de monede. Sunt de pământ pentru unii, dacă asta vă spune ceva, mai puțin important asta. Și
mesajul important. Poate să fie orice alt semn. Care are marcaj. Uf, ce-am scăpat, le-a păstrez pasta. Uf. Văd iar 7 de cupe fantezii. 4 de monede. Asta în cazul în care aveți o viață intimă. Dacă n-aveți, nu are rost să mai ascultați. Ok, asta. 10 de bâte. Dezamăgire. 3 de spade. Dezamăgire, dezamăgire. Am zis că mai fost cineva în preajmă, n-a spus doar voi. Cineva va încerca să vă acapareze cu vorbe frumoase. A fost o pasiune, a fost o pasiune din partea cuiva care v-a spionat o perioadă. Care chiar v-a adorat, dar posibil chiar să fi fost situația la distanță. Pentru unii, da, ia uite, semnul Capricornului. Capricorn și regina de monede și Capricornul. Cineva a avut o obsesie pentru voi. Poate chiar și voi ați avut o obsesie pentru ei. Variază. Însă această pasiune obsedantă s-a lăsat cu dezamăgire. Din seria cărților intime... Ți-a avut pe cineva în preajmă care încerca să vă atragă cu ceva, dar... Dar nu știu de ce, așa simt că v-a plictisit. V-a plictisit și această ofertă a lor a fost, este destul de epuizantă. Trebuie să puneți mult efort ca să ajunge să împliniți ceva, prea mult efort, vă consumă energetic. Mai ales dacă nu aveți exercițiu fizic în acest sens, da? Da, multă pasiune, 10 de bâte, clar, multă pasiune. Însă există, ori sunt două situații total diferite, aveți pe cineva față de care simțiți tot focul, da? Și diavolul. Simțiți tot ce este mai nebunatic, da? Pentru unii, poate, e să fie exact acest personaj la care visați. Și situația, da, așa simt că sunt două situații diferite. Da. Da, aici bărbatul este mai roșcovan, aici este brunet, să zicem, dar care nu are legătură cu bărbatul, dar simt că sunt situații diferite. Situația aceasta care v-a rănit, v-a decepționat, v-a plictisit, n-ați mai simțit pasiune, pentru că a trebuit să aștepta, să se coacă lămâia, până se exprimă ei într-un anume fel, până aia, poate erau și prea tradiționali, prea convențional, sau ce te plăcea lor, nu vă plăcea vouă. În fine, da. 4. Și încăpățânați, oameni încăpățânați care nu vor să se schimbe, nu vor să exploreze. Da, încerca cineva să aibă acces la voi, dar nu va... Ei, da, e posibil, au avut foc, au avut pasiune, da. Văd și o pelerină roșie, văd și foc în spatele lor. Da, e, da, dar pentru voi, pentru Doamne, în mod special, și nu neapărat pentru Doamne, simt că aceste două cărți vorbesc despre situația asta în care v-ați simțit răniți, decepționați, plictisiți, supărați, da? Toate cărțile acestea sumbre. Aceasta ar putea să vorbească, această mare pasiune să vorbească despre acest 6 de cupe, acest cavaler de cupe, acest 10 de cupe, da? Personajul către care ați dori să călătoriți, ați vrea să faceți eforturile necesare să vă satisfaceți și unul și celălalt, să vă împliniți în practic, am zis să puneți în practic, nu doar să visați, da? Nu doar să visați cum e să fiți împreună, ci să și împliniți într-o formă sau alta. Măcar sexual, că tot a apărut 8 de bâte, da? Și aici 10 de bâte. Da. Vă doriți să-i luați pe sus, să vă ia pe sus. Și toate cele. Însă, rămâne de văzut cum materializați. Potențialele sunt, dragii mei.
Și poate așa, uite așa, această nouă pasiune, da? Acest semn de foc pentru unii sau pentru alții, semn de apă cu planete în semn de foc sau poate are ascendent sau semn de foc cu ascendent în semn de apă. E o chestiune, da? Iar apare aici. Această nouă pasiune să vă vindece decepțiile. Da, ce drăguț, interesant, decepțiile anterioare. Și această nouă pasiune pe care o studiați de ceva timp, să fie de fapt destinul vostru, lumea. Acest personaj este lumea voastră. Interesant, 10 de bâte, 10 de cupe. Dar trebuie să călătoriți lumea. Am zis că sunteți la distanță. Da? Sunteți la distanță, trebuie să călătoriți înspre ei. Este lumea voastră acest personaj. Da? Îi adorați. Îi adorați, i-a spus pe un piedestal sau ei v-au pus pe un piedestal. Sunteți obsedați sau ei sau voi sau amândoi, da? Și totuși e o așteptare. Se așteaptă așa, se așteaptă, se așteaptă. Sunt și probleme la nivel mondial, ăsta e adevărul. Unele țări au deja de restricții. Rămâne de văzut cum se va manifesta în viața voastră toate câte am spus potențialele astea. La unii se manifestă într-un fel, la alții altfel. Cam aceasta este talarea pentru cei cu semn, cu ce? Cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul Nord în Rac. Vă pup, vă doresc numai bine. Ciao, ciao!